Au existat diferite tipuri de abordări în strategia de vaccinare, chiar în țări europene. Unii au vaccinat mai întâi persoanele vulnerabile, trecute de o anumită vârstă, cu anumite comorbidități. România a ales să vaccineze numai cadrele medicale, așa cum și alte țări au ales aceeași variantă. Și cele din domeniul social, cele care îngrijesc vârstnici în centrele rezidențiale, de exemplu. Nu există o cale de a grăbi acest proces, domnule ministru? Am văzut în spațiul public ambele dezbateri, odată ambele teme ridicate de dumneavoastră, odată de ce întâi medicii și nu vârstnicii. Aici iarăși trebuie să ne uităm la cifre. Vorbim pe de o parte de sute de mii versus milioane. Și a doua temă, de ce nu mergem mai repede cu vaccinarea? De ce nu se vaccinează mai mult, mai repede, imediat acum? Și adevărul este că avem o limitare care este dată de numărul de doze de vaccin care ne sunt făcute disponibile. Avem în momentul acesta, de la o singură companie, Pfizer, avem circa 150 de mii de doze care ne vin săptămânal. Iar capacitatea noastră de vaccinare în acest moment este foarte aproape de această limită. Dacă vă gândiți că pentru fiecare om vaccinat în acest moment trebuie pusă o doză deoparte pentru peste 21 de zile, veți vedea că cifrele nu sunt foarte departe de această limită în acest moment deja. Ce sperăm și odată cu aprobarea celui de-al doilea vaccin, sperăm ca aceste cifre să crească și avem ca această limită să crească, să avem mai multe doze de vaccin disponibile și avem motive să credem că asta se va întâmpla în perioada imediat următoare. Mai sunt cel puțin două vaccinuri despre care știm că sunt în proces de a fi aprobate. Sperăm ca lucrul ăsta să se întâmple cât mai curând și asta va schimba un pic jocul. Deci ce facem în momentul ăsta este să pregătim terenul pentru ceva să vie, pentru aceste noi vaccinuri care ar putea să fie disponibile și în același timp să îmbunătățim procesele în fiecare zi. Și sunt destule lucruri de îmbunătățit și nu spun deloc că totul până acum a fost perfect. În ultimele două săptămâni, de când am venit, am clădit o echipă la Ministerul Sănătății care, printre altele, și-a setat ca prioritate să sprijine echipa de vaccinare, echipa de coordonare. Au fost cazuri în care centre nu erau deschise pentru că susțineau că nu au aprobarea DSP-ului. Dumneavoastră ați explicat contrariu. Am explicat contrariu și am și înlămurit lucrurile și cred că ăsta este unul dintre procesele care, de unde poate fi învățat. Dacă un lucru nu este clar definit, atunci rolul reglementatorului, și ministerul este de foarte multe ori reglementatorul, rolul reglementatorului este să vină și să clarifice lucrurile. Eu am ales să clarific lucrurile nu printr-o explicație la televizor, ci printr-un ordin de ministru. E un ordin de ministru care spune foarte clar că centrele de vaccinare se pot înființa pe baza unui set de criterii, pe baza unei decizii de la DSP și apoi există verificări punctuale. Dar în principiu, odată ce ai decizia de înființare, lucrurile pot să meargă extrem de repede.